Vă salutăm, prieteni! Suntem din nou la garaj. Continuăm să lucrăm pe proiectul nostru, acest BMW E46 Cabrio. În sfârșit au ajuns și piesele. Toate piesele comandate sunt aici, le vedeți. Avem tot fel de filtre, filtrul de ulei, bujiile care trebuie schimbate, bineînțeles, furtunul care a fost rupt la zona motorului, precum și piesa aceasta de aerisire Vaico. Avem și uleiul, castrol, toate piesele sunt aici. Hai să înceapă distracția! Și am întâmpinat o mică problemă, clapeta aceasta, bineînțeles că atunci când este soft top-ul închis complet, trebuie să vină și ea la locul ei, dar nu vine pentru că lipsește un arc care trage clapeta, care se prinde aici, în orificiul acesta. Aici se prinde arcul și sub ea are alt orificiu, nu le mai are arcurile originale, dar am improvizat, am cumpărat un tip de arcuri, care încercăm să-l prindem aici de desubt și în orificiul acesta și în momentul când se închide soft top-ul frumos,
arcul trage clapeta și clapeta stă pe poziție. Hai să vă arătăm în partea cealaltă că am rezolvat deja problema. Exact despre ce vă ziceam. Acum stă în tensiune, clapeta închisă, arcul este pe poziție, totul perfect. No, hai să-l punem și pe partea cealaltă. Să filmăm operațiunea. Și gata, am terminat de pus chedrele aici, zona de plastic acolo. Totul funcționează perfect, închide bine. Ok. Mai avem zona aceasta de aici, de la parbriz. De pus capacul și gata. Game over. Facem și proba la ștergătoare. Să vedem dacă funcționează, dar trebuie să ridicăm prelata. Da, funcționează. Totul perfect. Și bineînțeles că problemele se țin lanț. Avem probleme și cu butucul. Uitați aici, totul este desfăcut. O parte din piese erau căzute aici în ușă. A trebuit să desfacem fața de ușă ca să scoatem o parte din piese. Nu mai funcționa, nu se încuia de la cheie. Bucata aceasta este ruptă. Bineînțeles că am comandat de pe net un kit de reparație pentru ială, pentru butuc. Sperăm să reușim să facem ceva. Ok. L-am asamblat și hai să încercăm să-l punem. Vedem ce am făcut. Da, proba. Ok, funcționează totul. Și în partea cealaltă și în partea asta se închide. Bineînțeles, o altă problemă identificată. Bucata aceasta de plastic este ruptă. Și aici aveau niște sfori care se împleteau așa pe sub bucățile acestea de fier, astfel încât pânza să fie trasă aici frumos, să nu mai stea așa lebărțat. Am comandat de asemenea un kit de reparație și a acestei zone, alte bucăți de plastic cu alte sfori. Vedeți, acestea au fost prinse doar așa, toate s-au rupt. Hai să vedem ce reușim să facem și în zona aceasta.
Am deschis și un tutorial pe YouTube să vedem exact cum se face, că n-am mai făcut nici noi chestia asta. Încercăm să vedem pe tutorial și să facem și noi exact așa acolo. Trebuie să reușim să ne iasă ceva. Deci clemele vechi trebuie scoase. Avem una aici, mai este una aici, dar nu știu cum o desfacem. Și cred că mai avem și mai sus. Îi mai dăm la decapotare. Mai, că vine înapoi. Op, așa ceva. Mai ai una aici. Da, numai aia. Aia vine sus. A, și nu cred că nu mai trebuie să o scoți. O trec numai prin ea. Ok, și partea asta este gata. Am prins-o cum am putut de bine. Cam așa arată. Am trecut să desfacem și partea cealaltă, să facem și pe aia. Și după lupte seculare am reușit să reparăm și zona aceasta. Mai trebuie să punem o bucată de material aici să acoperim și ruptura. Dar priviți ce frumos închide aici. Hai să vă arătăm și pe partea cealaltă. Kitul de reparație și-a făcut din plin datoria. La fel și aici, închide frumos. Aceeași ruptură ca pe partea cealaltă, dar o să punem o bucată de material de pânză ceva și o să rezolvăm.